discriminarea sau nediscriminarea și care sunt drepturile de fapt a copilului. Impresii? Întrebări? Haideți atunci să vă pun întrebări. Aveți multe întrebări? La mine? Ok. Atunci apăsați microfoanele. Colegii din Parlament, când vor să intervină, apasă pe microfon și poftim prima întrebare. Aveți bună ziua, domnul președinte a Parlamentului și, cum zic copii, vă vedem pe viu. Și mă bucur să fiți atât de tânăr și de frumos. Acum vă chiar mulțumesc. Cu plăcere. Eu sunt Nina Horjan, directorul Liceului Academia Copiilor, municipiul Chișinău. Cred că e unicul liceu din țară cu studierii în limbile română și rusă. Și am vrut, domnul Feldman, să vă zic că la noi există o armonie foarte frumoasă, unii convețuiesc copii de diferite naționalități, vorbim între limbi engleză, rusă și română și toți ne simțim foarte confortabil. Și acum întrebare mai puțin plăcut. Asta a fost până acum plăcut, domnul Feldman? Da. Domnule președinte, eu mi-am luat partea plăcută, da. Domnul Can. Dumneavoastră sunteți foarte deschis către toți și asta chiar îmi place. Dar avem o întrebare ca conducător de instituție. Până a venit dumneavoastră m-am interesat. Salariul unui angajat tehnic la dumneavoastră în Parlament este 3.000 de lei și mai sus. Atunci un salariu a unui profesor începător este de 2.950 de lei și cu majorarea de la 1 septembrie 11% o mai fi vreo 300 de lei. Dumneavoastră, cum puteți să-mi explicați mie la toți noi, directori de instituții și majoritatea, cum un cadru didactic, echitatea socială care învață 5 ani, vine în școală, iar noi suntem bucuroși de orice tânăr specialist, mi-a să știți situația și fluctuația de cadre. Și atunci eu nu pot să le răspund de ce un angajat tehnic are atâta sau o taxatoare la troleu, că mi-au dat exemplu și ei sunt cu așa un salariu. Dumneavoastră, cum vedeți? Eu vă văd foarte cărturar și acum chiar vreau un răspuns pe măsură. Răspunsul meu pe măsură este că tot ceea ce înseamnă școală, facultate, profesor, elev, învățător, de mici până la studenți, masteranți, merită cel mai mult, deoarece vorbim despre viitoarea generație. Și dacă școala sau sistemul de educație nu e la nivelul la care trebuie să fie, la cel mai înalt nivel, atunci și țara are un viitor sub semn de întrebare sau nu are viitor deloc. Deoarece de aici încep toate. De aici, de la banca școlarului până la, după asta, biroul funcționarului, este de fapt un drum al pregătirii. Și dacă nu se pun bazele în școală și după aia nu se califică bine sau nu apare pregătirea profesională în timpul facultății, avem ce avem după asta, lucru rău și în Parlament, lucru rău și în guvern, legi rele inclusiv, și respectiv viața mai proastă. De aceea, eu cred că, în mod special, partea materială ce ține de salarii pentru profesori, dar și partea materială ce ține de echipamente pentru școli, că vorbim despre cărți, că vorbim despre laboratoare, trebuie să fie la nivelul cel mai înalt. Nu știu cum s-a întâmplat, dar tot ce înseamnă cadrele didactice întotdeauna au fost lăsate mai pe urmă. Ori că voi ați fost cei mai corecți și cei mai toleranți și nu ați bătut pumnul masă și nu ați făcut grevele cele mari, deși ele ar fi fost foarte dureroase, deoarece când face profesorul sau face medicul o grevă, atunci cu siguranță se simte și se scutură țara. Dar discuțiile care sunt și care sunt destul de numeroase și în guvern, dar și în Parlament versus guvern, ce ține de salarizarea bugetarilor și ce ține de salarizarea cadrelor didactice, este tot mai intens și mai intens. Și acea majorare a salariilor care a avut loc în septembrie nu este unica și urmează să fie majorări pe parcurs tot mai multe. Ba mai mult ca atât, știți că noi aveam intenția și avem în continuare intenția și săptămâna viitoare o să revotăm din nou un nou sistem care presupune sistemul tichetelor de masă.
care, deși inițial tichetele de masă trebuie să fie introduse doar pentru domeniul privat, am vorbit cu domnul prim-ministru să găsim, și cu Ministerul Finanțelor să găsim posibilitatea ca poate în primul an, începând din anul 2018, să fie introdus tichetele de masă și pentru primii bugetari, cei mai vulnerabili și cei mai vulnerabili fiind cadrele didactice și tot ceea ce înseamnă, de la educator, de fapt, de la grădiniță, până la școală și până la facultate. De aceea, toți conștientizăm despre prioritatea pentru noi a educației. Cu regret, întotdeauna au fost lăsate deoparte că voi ați fost cei mai toleranți și întotdeauna statul și-a găsit alte priorități, dar este cazul ca să revină statul, să țintească anume ceea ce este viitorul Republicii Moldova, viitorul acestui stat, și asta e tineretul și asta sunt copiii care cresc astăzi, care vin din școli și de aceea meritați ceea ce e mai mult. Și o doleanță, cred că îi expun pentru toți colegii mei, dumneavoastră ați inițiat și foarte bine un ajutor material pentru tinerii specialiști de anul ăsta 45.000, eu am tânăr specialist în liceu și mă doare sufletul atunci când ei nu au unde să locuiască. Poate ar fi foarte bine ca dumneavoastră, ca președinte de parlament, care nu sunteți indiferent de noi, pedagogii, noi suntem toleranți până la un moment, deci să veniți cu o inițiativă, mai sunt și deputați din Parlament. Totuși, ori să fie construite careva cămine sau apartamente pentru tinerii specialiști, scuzați-mă, prețurile în Republica Moldova sunt, nu ajungi după ele, iar la salariul care v-am zis, ei nu-și vor cumpăra o locuință. Și mi-am pus odată întrebarea, cât ar trebui să muncești, câți ani să-ți ai o casă, iar vrei să trăiești azi până la urmă. Deci, orică mine, cândva, când am absolvit noi mulți facultatea, deci erau la Ciocana undeva niște cămine pentru tinerii specialiști, nu mai știu acum ce s-a întâmplat, cel puțin aveai o odaie în cămin și nu achitai gazda. Scuzați-mă, domnul președinte de parlament, dar avocații, judecătorii sunt mult mai bogați decât colegii mei ca să le se dea apartamente preferențiale. Haideți să fim corecți cu noi, că de fapt dacă nu vom fi noi, transmiteți-le tuturor deputaților, nu vor fi ei, nu va fi societatea. De acord, de aceea s-au inițiat două proiecte. Primul proiect ține de locuințe sociale, care ține de ministerul, fostul Minister al Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor, care au pornit în regiuni câteva proiecte de locuințe sociale. Dacă nu greșesc, chiar aici în Parlament, ministrul Bâtcă a și raportat că pe parcursul anului trecut și parcursul anului ăsta au fost date în neexploatare undeva la 800 de locuințe. Bineînțeles, asta nu este destul. Dar pentru ca să completăm și să ne accelerăm mai repede posibilitățile de a lua o primă locuință, cer scuze, pornește foarte curând de la 1 ianuarie, acum sunt ultimele pregătiri, proiectul care se numește Prima Locuință sau Prima Casă, care o să presupună că statul garantează plata avansului, statul garantează o dobândă mai bună, fiindcă va fi o dobândă bancară, să zicem, de 5-6%, statul mai mult de jumătate sau marea parte acoperă și, respectiv, va fi posibil ca tinerele familii, în mod special, cei care nu au case, nu au locuințe, să aibă acces. Și un proiect care este lansat foarte curând. Dacă îmi permiteți, domnul Candu. Vă rog frumos. Mă numesc Maia Benărescu, sunt avocatul poporului pentru protecția drepturilor copilului și evident voi vorbi din numele copiilor, acea pătură a societății care cineva îi vorbește din numele lor. În primul rând, vă felicit pe dumneavoastră și toată asistența din sală cu această zi, Ziua Democrației, și vreau să vă zic că în copiii prezenți aici, am discutat exact ceea ce înseamnă democrație, care este perceperea copiilor, deoarece copiii vorbesc ceea care, cum o percep ei. Și în final, acum încurajez copiii să-și vorbească, dar în finalul discuțiilor, lucrului în grup, copiii au spus în felul următor. Prezența lor aici, modalitatea de înscriere și de selectare, este deja dovada că ei trăiesc într-un stat democratic. Posibilitatea de implicare la nivel de școli, la nivel de comunitate, prin diferite metode, prin consiliile elevilor, prin posibilitatea de voluntariat. La fel spun că este democratică țara și faptul că ei se simt că drepturile lor sunt respectate,
la fel este dovada că ei trăiesc într-o țară democratică. Asta este opinia copilului. La fel vreau să zic că am avut o platformă de discuție lansată, am vorbit despre participarea, despre dreptul la vot a copilului, de la persoanei care capătă dreptul de vot la vârsta de 16 sau 18 ani. Și am avut discuții, dezbateri foarte serioase, au avut opinii diferite, deci au fost opinii că copilul are discernământul și are capacitatea de a decide pentru cine se dă votul. Am avut și decizii că oferirea posibilității de a vota de la vârsta de 16 ani, politizăm școala. Aducem copilul să voteze. Și am vorbit că aceste discuții doar este o lansare și urmează să discutăm în continuare. Toate astea le vorbesc, copiii noștri sunt maturi, copiii noștri au o gândire matură. La selectarea acestor copii ne-am străduit să avem o reprezentare, să fie copii reprezentativ și teritorial și de vârstă și diferite situații. Deci avem copii din stânga Nistrului, avem copii din Varneța, avem copii cu necesități speciale de la școala numărul 2 speciale Vezauz, avem copii cu dizabilitate locomotorii din Varneța și deci ne-am străduit să auzim opinia copiilor și independență și vârstă și localitate. Și au fost foarte bucuroși să vă vadă și să vă audă și să vă dea întrebări. Și sper că întrebările vor urma și vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a fi prezent copii. Toți copiii n-au fost, nu este niciun copil care să fi fost aici în Parlament. Pentru lor este, pentru ei este o noutate prezența și posibilitatea de a fi în sală. Le dorim la toți copiii să aibă într-adevăr o copilărie fericită, deoarece unul din criterii au numit că vor să trăiască în pace. În pace să aibă dreptul la educație, o educație calitativă, o educație cu un curriculum revăzut, cu posibilitatea de a o se odihni, să nu fie tare solicitarea pentru care cu teme de acasă, cu program încărcat pentru care are efect negativ și asupra sănătății, dreptul la odihnă, dreptul la un mediu înconjurător. Copilul meu, el cu siguranță o să fie de acord, da, când îl întreb de temele de acasă. Exact. Și ei spun că nu sunt indiferenți, pentru că indiferența este boala și este pericolul democrației și implicarea lor prin voluntariat, prin alte metode și prezența lor aici demonstrează că avem un viitor. Asta este discuția, opinia copiilor. Vă mulțumim încă o dată. Vă mulțumesc foarte mult, dar cine din copii ar putea să-mi spună cine are 16 ani, apropo? Ridicați mâna care au 16 ani. Voi deja aveți 16 ani. Credeți că ați putea și ați avea dreptul și ar trebui să aveți dreptul să votați? Dacă e să vorbesc despre mine, cred că eu aș putea să votez. Dar dacă ar fi să vorbesc despre toți copiii care au atins vârsta de 16 ani, ar trebui să ne gândim un pic altfel. Copiii sunt un grup de oameni care sunt ușor de influențat. Respectiv, cred că nu ar fi la fel de corect. Pe de altă parte, ar însemna că includem politica în școală. Și, respectiv, nu cred că ar fi o discrepanță, dar nu ar fi corect. De ce eu sunt pro vot de la 18 ani, nu de la 16? Dar, eventual, dacă noi v-am cere opinia pentru un vot, de exemplu, nu pentru alegerile parlamentare, care e mai complicat, nu pentru alegerea președintelui, de exemplu, dar alegerea primarului. Închipuiți-vă că sunt primari doar în sate, sunt primari în comune, sunt primari în oraș, în municipiul Chișinău și, de exemplu, dacă ați alege primarul, ar fi mai simplu? Sau vă referiți la toate alegerile? Ar trebui să fie de la 18 ani. Aici, dacă să ne gândim la partea cu satele, adulții, în mare parte, sunt plecați. Respectiv, au rămas bătrânii și copiii care au până la 18-20. În cazul acesta, ca să alegem un primar, cred că ar fi cumva o soluție ca să limităm vârsta, adică de la 16. Dar, oricum, e foarte simplu să cumperi copiii, să-i influențezi. E foarte simplu.
Poftim? La școală, în mod special, da? Nu. Votez cu primarul cu tare, ai notă 10. Da, e foarte simplu să influențezi și în același timp transform... Așa ceva e ca înseamnă politizarea în școală, cum spuneți, și școala, influențarea alegătorului, da. Dar profesorii ce cred în privința votului copiilor? Poftim? De fapt, Lucia Căciu, consilierul primarului general pentru probleme sociale. De fapt, da, exact. Stai de la școală. Deci, atunci când ați zis de alegeri, și sunt profesor de istorie la Liceul Hiperion, atunci când ați zis de primar, m-a sensibilizat și nu am putut să nu dau replica. Într-adevăr, nu. Neapărat la primarul general. Nu la primarul general, de ce? Poate vreau să candidez pentru funcția de primar în localitatea din care vin. Deci, dacă e să vorbim despre copii, copiii au exercițiul alegerilor democratice în instituție, pentru că avem alegerea Consiliului Elevilor, avem alegerea consiliilor în clasele din care vin. Nu știu în ce măsură sunt pregătiți ei să decidă atunci când este vorba de aspectul politic. Ori pentru asta este necesară și o pregătire, totuși. Avem prea mari devieri dintr-o extremă în alta și avem nevoie de un electorat stăpân pe situație, capabil să analizeze lucrurile. Nu vreau să zic copiii noștri nu sunt capabili, dar aici e vorba de un alt grad de responsabilizare. Au fost, aici în sala asta au fost dezbătut, dacă vă aduceți aminte, sistemul mixt. Foarte mult a fost dezbătut și unul din subiecte a fost vârsta alegătorului. Și marea majoritate, bineînțeles, au fost voci și care ar trebui să fie de la 16 ani, de exemplu, pentru poate unele alegeri, cum am și ridicat subiectul alegerilor locale, dar majoritatea, inclusiv cu argumentele pe care le-ați adus, s-au expus pe faptul că trebuie să rămână 18 ani, fiindcă îi prea politizăm, prea divizăm, iarăși și dacă aducem politica în școală, facem numai rău. De aceea și s-a rămas la ideea că totuși să fie 18 ani și nu s-a mai dezbătut acest subiect. Vă mulțumesc și înainte de a vă da cuvântul, dați-vă să mai întreb copiii, dar democrația până la urmă, că am auzit că sunt două, trei răspunsuri, dar ar putea cineva să spună cum crede el ce înseamnă democrația? Marius, unde e Marius? Asta voluntar și democratic ai fost ales acum, vezi? Marius, câți ani ai? 10 ani învăț în liceu, 11 ani învăț în liceul teoretic Gheorghe Asache, în clasa a 5-a. Iar democrația pentru mine înseamnă puterea poporului, atunci când poporul este, când poporul poate alege singur. Și atunci când nu este o dictatură. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, care este planul Parlamentului pentru următorii 5 ani? Ce ar dori să facă? Schimbări. Marius, dar ce cărți citești tu la școală, clasa 5-a? Domnul Cam, dar înțelegi de ce l-am ales în mod democratic? Marius, noi avem în acest Parlament, în această componență, mai avem aproximativ un an de zile, doar nu putem crea planuri pe 5 ani, așa cum ai spus, deoarece parlamentele sunt pe 4 ani de zile și noi deja suntem la perioada, ne consumăm al treilea an și mai urmează a patrulea an ultimul, fiindcă anul viitor în noiembrie, deci cam într-un an și o lună, două, vor fi alegerile parlamentare. Și planurile respectiv pe care le facem noi acum sunt pe un singur an. Și planurile noastre sunt să, în primul rând, să evaluăm, să verificăm cum funcționează legile care au fost votate în perioada precedentă, 2 ani, 3 ani în urmă, cele mai importante legi, de exemplu, voi ați văzut, ați fost și ați văzut mai multe instituții, da? Acolo erau și instituții, procuratura, cei care acuză, cei care prind criminale și îi aduc în fața judecătorilor. Noi am făcut o reformă acestei instituții și vrem să vedem dacă ceea ce am schimbat noi aduce sau nu beneficiu pentru cetățeni, pentru țară. Apoi, de exemplu, noi am făcut o reformă a pensiilor. Da? Când inclusiv profesorii ajung la o anumită vârstă, mai în vârstă, atunci ei se duc la pensie. Și noi vrem ca când se vor duce la pensie, să aibă pensia, adică banii pe care o să primească să fie mai mulți,
mult mai mulți decât sunt astăzi și multe alte elemente. Și noi vrem să verificăm toate astea. Și doi, e să mai votăm aici în Parlament încă câteva legi importante care să aducă beneficiu, începând de la copii, părinți, profesori și toți cetățenii Republicii Moldova. Deci cam avem planuri de un an, de asta cei care sunt așezați aici, fiindcă cei care sunt așezați aici sunt deputații, așa cum știți. Dar în spatele deputaților mai lucrează încă vreo 300-400 de persoane care sunt funcționari parlamentari și ea ca ei fac planurile pe 4-5 ani de zile, fiindcă ei nu se schimbă. Ei sunt aici permanent. Noi vinim, lucrăm și plecăm după 4 ani, dar ei rămân. Ceea ca ei își fac, inclusiv doamnele care sunt aici, își fac planurile deja pe 5 ani. Mulțumesc. Și au planuri mari. Mulțumesc. Tu cum te numești? Eu mă numesc Cernăuțeanu Alexandru și vreau să discut cu dumneavoastră despre sistemul de învățământ în școli. De exemplu, la mine în școală se dau foarte multe teme pentru acasă, dar eu zic că așa nu este bine, pentru că trebuie să ne dezvoltăm și fizic. Deci, opinia mea ar fi ca orele să fie de 60 de minute, nu de 45, dar pentru acasă să fie cam 50% mai puține teme. Am înțeles, dar profesorii ce cred despre 60 de minute ora de studii? Auzi ce spun profesorii? Că 45 de minute reziști, dar 60 s-ar putea să nu reziști, să fii mai obositor. Dar câte teme? Sunt multe? Poftim? Multe teme ai de făcut pe acasă. De exemplu, zilele trecute la geografie am avut cam 3 pagini de învățat. Deci... Profesora de geografie nu e aici? Atunci hai să vorbim. Dar ce anume acolo nu ți-a plăcut 3-4 pagini? Multe era? Pur și simplu, sunt destul de multe informații de memorat și... E greu pentru anumiți copii. Și în loc de 4 pagini la geografie, ai vrea să ai 2 pagini la geografie, dar să ai timp și pentru ce? Ce altceva să mai faci? Să mă joc cu prietenii mei, să ies pe afară, pentru că ar trebui să ne dezvoltăm și fizic. Dar exerciții fizice faci? Faci sport? Mai fac sport la școală, dar doar 2 lecții pe săptămână. Deci... Mai am o întrebare. Da, telefon mobil, iPad? iPad nu, doar telefon mobil. Și te joci la telefonul mobil? Câteodată. Câteodată asta câte ori? Numai dacă termin temele. Deci, de ce încurc temele? Încurc temele din cauza că jocul la telefon e mai puțin. Da. În orice caz, ceea ce ține de teme, cel mai bine știu profesorii. Și noi părinții... Ne place sau nu ne place, eu tot am discuții în fiecare zi cu băiatul meu, care îl cheamă Daniel și care tot îmi spune, care tot se gândește la telefonul mobil, că temele sunt foarte multe, dar până la urmă să înțelegi că asta e foarte important să învățăm. Fiindcă dacă învățăm foarte bine în școală, după asta în facultate, o să reușești să faci după asta ceva foarte frumos în viață. Corect. Da? Da. Și hai, 4 pagine, acelea geografii, n-au fost chiar așa complicate. De acord? Succese la școală! Mulțumesc! Nu? Vedeți? Democrație! Au opinia lor copiii. Poate 4 pagini tare, mult, poate încercați 3,5 data viitoare. Transmiteți profesorii de geografie. Dumneavoastră vreau să întrebați ceva. Bună ziua, domnule Candom. Noi reprezentăm părinții și, într-adevăr, vrem să venim în susținere pedagogilor referitor la salarii și să nu uităm de personal non-didactic. Fiindcă în țara noastră, nu știu cum se poate considera o țară democratică, dezvoltată și care respectă drepturile omului, când avem mii de angajați care au salarii de 1000 de lei, care nici măcar nu acoperă coșul minim de consum sau minimum de existență. Eu nu știu cum spuneți-le parlamentarilor, spuneți-le guvernanților, cum poți să îi achiți ca guvernare, ca țară, cum poți să îi achiți unui om jumătate din minim de existență pentru o lună de lucru? Ce face omul acela? Înseamnă că tu nu-i dai încă jumătate, de unde să o ia acel om?
Ce face el? Moare de foame, nu merge la medic, nu se îmbracă, nu achită servicii comunale și acești oameni trebuie să lucreze, să stea cu copiii noștri, cu copiii preșcolari care necesită atenție. Acești oameni trebuie să facă mâncare pentru copiii noștri. Noi vrem alimentație bună, noi vrem atitudine bună față de copii. Este o problemă extrem de gravă și îmi pare rău că sistemul pedagogic, pedagogii până acum au tăcut. Noi ca părinți cerem ca ei să nu fie atât de toleranți și să nu să ceară sau să roage părinții, hai vă rog ajutați-ne, dar să meargă către stat, să meargă către buget, la Ministerul Finanțelor, la alte instituții, să ceară într-adevăr o majorare și un salariu pentru cadrele non-didactice, cel puțin minim de existență sau salariu minim pe economie în sistemul real, nu salariu în domeniul bugetar, pentru că este o discrepanță foarte mare și un om real nu poate exista cu acest salariu. Chiar este foarte, foarte, foarte dureros. Da, știți foarte bine că a fost discutat și inclusiv despre salariile bucătarilor și cadrele non-didactice, s-au luat și decizii mai recent în privința majorării, la fel și la nivel de municipiu, la Consiliul Municipal a fost votat. Dar și la din dar și guvernul a luat o decizie recent 100 de lei nu soluționează întrebarea. Dar e un pas. Mâine pomenim cu 100. Și tot așa mai departe. Noi la moment nu avem, din 12 ajutori de educatori care trebuie să avem în grădiniță, avem 3. Ce facem? Și care este salariul? 1000 de lei, 1100 sau 1070 plus minus, în jur de 1100. Asta la nivel de bucătărie și... Asta ajutorii de educator și alți și paznici, și spălătoreasa, și spălătoria de vase, toți au același salariu. Este foarte grav. Nu poate fi tolerat, vă rugăm să găsiți soluții urgente, fiindcă chiar copiii rămân fără supraveghere. Este o situație foarte periculoasă, fiindcă educatoarea trebuie să plece să aducă mâncare, educatoarea trebuie să ducă să spele vasele. Cu cine rămân copiii în perioada respectivă? Vă mulțumesc. O să mai avem discuții suplimentare, inclusiv cu colegii din guvern, ca să găsească soluții și să începem anul, poate anul nou, în special deja și cu noile tarife, noile tarife la salarizare. În privința zilei de astăzi, ce ați mai aflat nou, ce ați mai aflat bun, în mod special copiii? Întrebări nu mai aveți? Atelierile v-au epuizat? Da, vă rog frumos. Eu tot o întrebare referitor la sistemul de învățământ și referitor la examenul de bacalaureat. Știm cu toții că obligatoriu atât la profilul uman cât și la profilul real este obligatoriu examenul de bacalaureat la limba engleză. Eu consider că într-un așa anumit mod, deci influențăm copiii să plece din țară deoarece învață această limbă și lor este convenabil să plece în altă țară unde sunt condiții mai bune de învățământ. De ce anume a fost obligatoriu introdus examen de bacalaureat la o limbă străină? Da. Dar e numai engleză sau în general limbă străină? Limba străină. Limba străină trebuie știută nu neapărat ca să pleci din țară. Scopul nostru nu este ca să plecați voi din țară. Scopul nostru este ca să știți cât mai multe limbi, ca să citiți și să puteți călători, să puteți să mergeți să învățați peste hotare, dar să vă întoarceți înapoi. La mine, în familie, așa s-a întâmplat că se vorbește aproape 4 limbi. Copiii de mici vorbesc cu mama limba cehă, eu vorbesc cu ei limba română, bona e ucraineancă și copiii vorbesc limba rusă și eu cu soția vorbim limba engleză. Și copiii prind în fiecare zi, iar băiatul Daniel, care e deja la școală, învață engleză aproape în fiecare zi. Și eu cred că asta e o chestie foarte bună. Chiar și la televizor, de exemplu, poți să privească o limba engleză, o emisiune în limba rusă, o emisiune în limba română și să știi mai multe. Eu personal, vă spun așa un secret, în școală n-am fost deloc bun la limba franceză, atunci să învăța franceză. Dar la televizor, întâmplător, odată am privit un film cu desene animate în limba engleză. Și mi-a plăcut. Bine, era diferit față de școală, evident. Și am găsit o carte și am început să învăț singur. Și practic limba engleză am început și am învățat-o singur. După asta, ulterior, în școală, steți și restul. Și consider că am făcut atunci bine că am învățat limba engleză, fiindcă mi-a dat mie posibilitatea să călătoresc, să învăț și în alte țări, dar până la urmă să revin aici.
nu neapărat în Parlament, dar să revin în Moldova și să încerc cumva să ajut inclusiv pentru Moldova, pentru generațiile viitoare. De aceea limba străină este obligatorie nu ca să plecați din țară, dar ca să știți mai multe și să plecați, să învățați mai multe, dar și să reveniți. Fică asta înseamnă că orizontul cunoștințelor crește și o să cunoașteți mai multe. Puteți să învățați, puteți să citiți mai multe. Și asta e un plus. Știți, era o vorbă, nu mai știu exact cine a spus-o, dar de cât, cât mai multe limbi știi, cu atât mai, de mai multe ori ești om. Fiecare limbă, un om. Știți patru limbi, sunteți de patru ori om. De aceea e o chestie foarte bună. Da, și încă o întrebare referitoare. Dar ce limbă străină învățați? Limba engleză învățați. Și cum? Bine, o să trădui și eu, da. Putem să trecem la limba engleză? Următoarea întrebare puneți în engleză. Am o întrebare referitoare la vacanțele. Vacanțele de toamnă și de primăvară este o anumită discriminare de vârstă. Deoarece nu mai este? Gata? A fost vă? Cred că a mai fost discutată. Ai întrebarea asta aveam eu anul trecut. Apropo, de ce există așa discriminare și discrepanță între cei mai mari și cei mai mici? Vacanța trebuie să fie vacanță pentru toți. Exact. Și cât mai mult preferabil. Ok, mulțumesc. Da, vă rog frumos. Iată, toți mai mulți speciali. Mă numesc Maxim Kirilov, sunt din liceul Natalia Dadeani. Care liceu? Natalia Dadeani. Am o întrebare. Toți mai mulți elevi care termină clasa 12-a sau colegii care îi cunosc pleacă să studieze pe cehotare. Nu legat de limba engleză, dar tot pe aceeași temă cam. Și ce acțiuni are de gând să întreprindă Parlamentul sau în acest an care acum se scurge sau în următorii 4 ani pentru a motiva tinerii specialiști să rămână în Moldova, deoarece nu, în orice caz ei pleacă și țara rămâne fără un suport a tinerilor. Sunt două elemente cele mai importante pentru ca să, chiar dacă pleacă, să revină tinerii. Că nu e rău că pleacă să învețe mai departe. Și eu am plecat imediat după facultate, imediat după școală am plecat la liceu în România. Și era perioada 90-94, după asta facultate, dar oricum am revenit înapoi. Cel mai important este locurile de muncă, ca să creiem locuri de muncă, să vină să muncească, să aibă un salariu, comparabil cu ceea ce poate eventual să câștige în străinătate, și locuință. Fiindcă locuințele sunt, sau lipsa locuințelor, e o problemă pe care pe tineri îi împinge să plece. Și atunci, dacă va exista un sistem, va exista un proiect, cum e de exemplu Prima Casă, care noi nu inventăm nimic nou, de fapt în România a funcționat foarte bine proiectul și noi încercăm să luăm elementele bune de acolo și să le introducem în Moldova. Și situația în care v-ați căsătorit, sunteți o tânără familie și soțul și dumneavoastră și soția lucrați, aveți un salariu poate mai mic la stat, de exemplu, în primul rând să aveți un loc de muncă care vă place și într-al doilea rând să aveți posibilitatea să vă cumpărați o locuință, că atunci deja aveți un start în viață. Și astea sunt cele mai importante două elemente. Și pentru ca să creăm locurile de muncă, la primul, ce facem noi, încercăm să creăm o legislație să fie foarte, Moldova să fie atractivă, să vină investitori sau cei care sunt de pe loc sau cei de pe stihotare să vină să creeze afaceri aici, să creeze locuri de muncă. Să vină investitori, indiferent că este domeniul bancar, că domeniul comercial, de exemplu, magazine noi sau producători de ceva. În mod special, ultimul timp, vin producători în industria auto. Vin din Germania, vin din Japonia, vin din Italia și construiesc fabrici, uzine, în Chișinău, la Bălți, la Comrat, mai urmează, prin care să creeze cablaje pentru mașini, sistemele electronice și restul. Și, bineînțeles, pe lângă locurile de muncă, locuințele. Și pentru asta, acum se lucrează la proiectul ăsta Prima Casă. Scuzați, în domeniul educației am avut mai concret să întreb cum de făcut așa ca tinerii să nu plece să învețe pe stihotare, dar să aibă educație după colegiu sau după clasa 12 mai evoluată sau nu știu cum să mă exprim. Pentru asta trebuie să avem salarii bune pentru profesori, ca să eventual nu fie doar numai profesori, ci profesori de pe stihotare. Trebuie să creăm la universități și la licee, de ce nu, centre de cercetare și de știință. Și pentru asta se face acum reforma științei, ca să nu se ducă banii toți într-o anumită locație unde pe urmă nu știi cum se cheltuie
dar anume pe proiecte. De exemplu, în școala dumneavoastră decideți, sau profesorii sau administrația decide să facă un mic laborator și deja să lucrați la anumite proiecte. Veți putea cere bani de la stat, statul au agenție specială, evaluează ce faceți și pentru proiectul cel cei ce spre spună că profesorul care este implicat o spate să primească un salariu mai bun, elevii să aibă poate anumite burse, plus echipamente să fie cumpărate, adică să fie finanțat nu știința în general și ce jumătate de miliard cheltuit, nu se știe cum, dar finanțarea să fie pe proiecte. Și atunci o să reușim să avem și noi studii bune aici acasă. Ieni Andreea, Liceul Teoretic Hiperion. Domnule președinte, am și eu o întrebare, dacă este posibil. De ce Parlamentul a refuzat să-și asume responsabilitatea de a emite o hotărâre în legătură cu examenul de bacalaureat sesiunea 2017? Cum credeți? Li s-au încălcat careva drepturi elevilor? Cer scuze. Aici în Parlament noi am discutat o zi întreagă despre ce s-a întâmplat la bacalaureatul din 2017. Aici în Parlament a fost o dezbatere să pedepsim sau să nu pedepsim pe cineva și am zis că nu merită să fie cineva neapărat pedepsit pentru asta, dar merită ca să fie revizuit sistemul, să vedem unde au fost greșelile făcute, ca să nu se mai întâmple, iar cei care au participat la examenul de bacalaureat și au suferit din cauza testelor greșite, să poată să mai dea încă o dată testele. Am crezut atunci că e cea mai bună soluție asta, să reparăm, dar nu neapărat să pedepsim, și Parlamentul atunci a luat o decizie. A fost recomandat Ministerul Educației ce trebuie să facă, Guvernul în general ce să facă, și subiectul ăsta cu bacalaureatul, ce s-a întâmplat în vara anului 2017, anul ăsta, odată ce începem ședințele plenare de săptămâna viitoare, vom reveni să vedem ce s-a făcut. Vom chema pe Ministrul Educației, deja noul Ministru al Educației, să ne spună ce măsuri s-au luat, ce s-a corectat, ce s-a identificat ca problemă, ca să nu se mai... Să facem să fie examenele organizate bine și corect. Asta e cel mai important. Mi-arată colegii că trebuie să încheiem, de aceea mă scuzați, îmi iau rămas bun. Vă rog frumos și... Stimate domnule președinte, eu aș vrea să vă zic că cea mai importantă resursă actuală este resursa timpului. Noi vă mulțumim pentru faptul că ați găsit timp să ne oferiți să fiți alături de noi, pentru că astăzi în această sală s-au întrunit toți beneficiarii educației, copiii, părinții, cadrele didactice și cadrele de conducere. Noi vă îndemnăm ca să aplicați urechea mai des asupra problemelor cu care ne confruntăm noi, pentru a asigura un viitor fericit copiilor noștri, dar și să ne asigurăm și noi bătrâneți fericite. Vă mulțumim, multă sănătate! Foarte mult! Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi și sperăm că v-a plăcut și ceea ce ați auzit și la atelierele care ați participat, dar ceea ce ați și văzut, mai ales ce ține și de celelalte instituții. Eu vă doresc succese, copiilor în primul rând succese la școală, chiar dacă la geografie mai apar câte 4 pagini, părinților răbdare cu copiii în mod special și profesorilor să nu mai fiți toleranți atunci când aveți cerințe față de stat, dar să fiți răbdători cu elevii și să fiți așa precum vă știm noi. Cea mai nobilă profesie. Vă mulțumim foarte mult!